felul în care ne îmbrăcăm, modul în care vorbim, dar și tipurile de bijuterii pe care le purtăm, vorbesc despre personalitatea noastră. Unele femei preferă cercei și inele masive, pe când altele, din potrivă, aleg accesorii minimaliste. Unele adoră aurul, altele argintul, dar sunt femei care nu pun preț pe metal, ci pe design. Am invitat-o pe Anastasia Cunețchi, creatoare de bijuterii, să ne spună ce vorbesc despre caracterul femeii, accesoriile pe care le poartă aceasta. Bine ai venit, Anastasia, la noi! Bine te-am găsit! Așadar, uite că e o legătură mare, da, între bijuterii și personalitatea femeii. Ce sunt, de fapt, bijuteriile? Adică le purtăm pentru ca să ne exprimăm cumva sau doar pentru că sunt frumoase? De obicei, noi alegem bijuteriile pentru că ele sunt ca un fel de armură pentru noi. Armură? Noi atunci când le îmbrăcăm, noi le alegem cu un anumit scop, ele trebuie să rezoneze, ele de obicei rezonează cu lumea noastră interioară și atunci când le îmbrăcăm, noi simțim că noi astăzi totul o să putem. Și nu depinde de mărimea bijuteriei sau din ce este făcută, dar depinde de care este conexiunea noastră cu ea. Mm-hmm. Crezi? Oare că femeile se gândesc atât de profund cumva la asta? Adică multe poate, da. Dar probabil sunt femei care pur și simplu le asortează cu ținuta. Pentru că uneori o rochie, da, te obligă să porți un anumit colier sau un anumit inel. Așa este, însă chiar și atunci când noi alegem accesoriu pentru ținută, el tot vine dintr-o pornire a noastră interioară. Deci, de ce din multitudinea de cercei ea anume ales cele cu perle lungi? Sau de ce din multitudinea de coliere sau, în general, din multitudinea de accesorii ea ales anume doar inel sau doar brățară? Totul este despre cum ea este pe interior. Mm-hmm. Noi asta observăm foarte mult oamenii care vin la noi în atelier. Ei sunt într-un anumit fel. Deci, accesoriile pe care noi le facem Atrag anumiți oameni, da. Și cum sunt acei oameni? În general, bijuteriile pe care le creați voi sunt cumva așa mai minimaliste, aș spune eu. Da, mai minimaliste. Și acei oameni înseamnă că sunt cumva mai liniștiți sau poate din contra? Depinde de colecție. Deci, cei care aleg, de exemplu, noi avem o colecție care este foarte mult legată de Moldova, asta înseamnă că ei au o legătură anumită cu țara asta sau ei sunt peste hotare și vor ceva diferit. Cei care aleg perle înseamnă că fie le amintesc de ceva din copilăriile, pentru că perlele acum sunt în vogă, dar ele și în trecut au fost. Au o istorie mare. Da, da, da. Nu știu, depinde și de dispoziția pe care o ai într-o anumită zi atunci când îți alegi un accesoriu? Da. Dacă vrei să fii doar tu în lumea ta, de obicei alegi ceva care nu sare în ochi și dacă vrei ceva care să te evidențieze, poți alege din cutia ta ceva care te face să te... Să ieși în evidență, cumva. Să ieși mai mult în evidență, da. Mm-hmm. Aur, argint, nu știu, tu probabil sau voi lucrați cu ambele, da? Noi lucrăm cu metale prețioase și, în general, noi recomandăm să se aleagă metale sigure pentru bijuterii, pentru că ele sunt în contact direct cu pielea și să nu dăunăm corpului nostru prin acțiune exterioară. De aceea alegeți metalele sigure, aur, argint sau oțel inoxidabil. Uh-huh. Și acum sunt designuri care permit și aur, adică accesorii din aur să fie masive, dacă stilul tău este din asta mai extrovert. Mai... Adică, iată, noi avem ceva masiv, da? Pentru că ne-am străduit să arătăm o varietate mare de modele, pentru că, într-adevăr, suntem mulți și fiecare are caracterul său individual. Deci, dacă optați pentru asemenea inele, ele pot fi efectuate și din aur, chiar, da? Aur? Da, da, da. Uh-huh. Tehnologia permite să fie efectuate din aur, pur și simplu asta poate dura mai mult. Uh-huh. Un pic și mai bineînțeles mult, deci că prețul variază. Da, da, da. Dar, adică, nu aveți limită la imaginație, astăzi puteți purta tot ce vă doriți. Moldovenii, așa, din observațiile tale, ce preferă mai mult, aurul sau argintul? Ei preferă aurul roz cu titlul 585. Uh-huh. Și este un val care poartă aur alb, dar cine nu-și permite aur alb, acum argintul este poliit cu platină sau cu rodiu pentru ca să nu se oxideze. La noi în țară clima este mai umedă
și argintul se negrește. De exemplu, cei din Spania nu au așa problemă, la ei nu au nevoie de rodiu sau de platină pentru că la ei nu se negrește atât de mult, clima este un pic mai uscată. Și respectiv, acesta, dacă tot ne-am întors la argint, da, el poate fi purtat la noi doar cu acoperire, dacă vrem permanent să strălucească. Am înțeles. Hai să, nu știu, să descriu un pic, pentru că ziceam la început, bijuteriile caracterizează cumva și trăsăturile de caracter ale femeilor. Uite, o femeie care poartă asemenea cercei, da? Mie mi se pare că e una foarte încrezătoare, ambițioasă, dar s-ar putea să nu am dreptate. Nu știu, tu ce părere ai? Eu cred că își depinde și ținuta pe care a ales-o. Dacă ținuta este mai calmă și mai liniștită, atunci asta este un accent pe care îl pune cu acest cercei. Aha. Deci, cel mai probabil ai dreptate, dar depinde în combinație cu ce. Ele pot fi purtate și iarna și vara? Nu, nu contează, pentru că acești cercei cumva s-ar asocia la mine cu un pullover de factură mai groasă, da? Mai călduroasă sau nu neapărat? Nu, se poartă și iarna și vara. Acum, parcă limitele astea între anotimpuri parcă nu sunt atât de riguroase, deci oamenii chiar sunt flexibili în ceea ce privește accesoriile masive, le poartă și iarna și vara. Iar ține de personalitatea acestora, da? Da? Cele mai masive, mai minimaliste, ziceai tu că atunci când vrei să fii tu în lumea ta, interioară, da, le porți. Sau, când vrei să atragi... sau așa ești tu, ție îți place să fie ceva mic, dar poate cu o istorie și să le observe doar cunoscătorii. Da? Deci cercei mici, cineva se apropie și spune, uite, eu am observat că tu ai formula, de exemplu, a serotoninei pe ea gravată. De ce anume serotonina? Și lumea o să se mire, wow, că cineva știe formula serotoninei. Aha. Deci... Da, ca să-i surprinzi. În același timp pot fi din astea așa foarte micuțe, dar o să te rog pe tine să o arăți cumva. Deci asta este o brățară de tip, se numește brățară tenis și ea este purtată, deci este acum în vogă în Europa foarte mult, pentru că ea este comodă la închizătoare. E și cu pietricelele astea, adică asta mă refer, e cumva simplă, destul de minimalistă, dar pietricelele astea care sclipesc. Strălucește foarte mult și tipul închizător tot este tare sigură, pentru că de ce se numește brățară tenis, că poate fi purtat atunci când și în joci. Timp ce faci sport. Da. Chiar și când joci tenis. Da. Un asemenea inel care parcă nu e prea caracteristic stilului tău. Nu. Sau ceea ce confecționați voi. Da, nu este caracteristic. Cui l-ai recomanda? Sau ce femei l-ar purta? Și apropo, îl purtăm pe care deget? O să scot verigheta cu această ocazie să vedem cum se... Depinde probabil și de felul în care arată mâna, pentru că nu depinde cu câte inele o să le combini. Da. Dacă îl combini doar cu inel, atunci poate rămâne așa cum l-ai pus tu, dar dacă sunt mai multe, atunci trebuie să vezi combinația cu celelalte. Există o diferență dintre... Mă scuz că te-am întrerupt, termină gândul. Nu, ziceam că este o diferență dintre inelul meu de logodnă, de exemplu. Adică se vede din start stilul meu și caracterul, probabil, și cred că asta se observă că nu-i prea pe stilul meu. În schimb, se potrivește foarte bine cu personalitatea altei femei. În asta și e farmecul, dacă fiecare poate să-și aleagă astăzi ce îl reprezintă. De exemplu, iată așa inel, noi avem creat și cu un rând, și cu patru. Respectiv, cei care se simt bine cu un singur rând, își aleg cu un rând. Cei care vor ca inelul să se vadă, ca inelul să pună un accent ținute, atunci aleg asta. Dar e foarte distractiv și foarte comod, pentru că joacă aceste biluțe. Asta e din argint, din aur? E din argint. Da, e din argint și este o colecție întreagă, deci aici avem și așa cercei și așa brățară, tot așa. Și e pe elastic cumva, e pe elastic, da? Adică mărimea e cumva ajustabilă. Este ajustabilă, da. Am înțeles, că văd că bine și pe un deget și pe altul și e într-adevăr distractiv cumva să-l porți. Ce ar mai trebui să știm, nu știu, atunci când alegem cerceii, de exemplu?
Dacă alegem cercei pentru copii, optăm pentru inox, aur sau argint. Și pentru copii acum sunt foarte multe designuri interesante, deci fetițele pot să-și aleagă personajele preferate. Dacă alegem pentru adolescenți, lor le place foarte mult să combine ceea ce parcă nu se combină. Ei de obicei sunt ghidați de cei de vârsta lor sau idolii de vârsta lor, și ceea ce parcă pentru noi adulții pare o combinație stranie, în rândurile lor este ceva interesant. Ei foarte mult prefer cercei ăștia falși, care se numesc cafuri, ceva de genul ăsta, mai mici, mai mari. Și cu cât, deci cu cât, deci în adolescență noi foarte mult experimentăm până când găsim ceea ce este al nostru. Dar există momente când parcă ești într-un stil mai minimalist, dar sunt perioade când tu vrei probabil să faci o schimbare în viața ta profesională. Și aici se transpune, deci felul inelului pe care îl alegi, poate... Deci noi oricum suntem un organism întreg, noi nu putem pe bucăți să funcționăm. Da, ai dreptate. Anastasia, mulțumim tare mult pentru aceste informații și pentru prezența în emisiune.